Tragedie la Universitatea de Agronomie. Președintele Senatului Facultății a fost găsit mort în biroul său în această dimineață. Din primele date ar fi vorba de o sinucidere. Alexandru Șonea, în vârstă de 61 de ani, plecase ieri dimineață de acasă, iar seara nu s-a mai întors. Azi a fost descoperit de femeia de serviciu. Mai multe știe Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit, anchetatorii au fost în această dimineață la fața locului, acum au plecat, iar trupul profesorului a fost dus la INML. Așteptăm, bineînțeles, să fie audiați cunoscuți în perioada următoare pentru a afla exact ce s-a întâmplat, pentru că nu avem un bilet de adio. Acesta a fost descoperit de femeia de serviciu în această dimineață, când a și fost făcut apelul la 112, iar familia spune că a plecat ieri dimineață de acasă și azi noapte nu s-a mai întors. Trebuie să spunem că a fost găsit spânzurat. În aceste momente, bineînțeles, poliția nu a dat concluzii preliminare, dar se pare că este vorba despre o sinucidere.